În fiecare zi suntem înconjurați de oameni, fie că ne aflăm în mijloacele de transport, în comun, la cumpărături sau în spații aglomerate. Din păcate, nu toți cei care intră în contact cu noi au cele mai bune intenții. Pornind de la ideea că hoții sunt inventivi și pot transforma orice vulnerabilitate într-o ocazie de a da următoarea lovitură, în perioada iunie-august, polițiștii din cadrul IPJ Alba au pornit campanii de conștientizare a cetățenilor, prezentându-ne astfel modalități prin care pot preveni eventuale fapte și acțiuni a celor care sunt certați cu legea. Inspectoratul de Poliție al județului Alba, prin compartimentul de analiză și prevenire a criminalității, desfășoară mai multe campanii de prevenire a infracțiunilor. Printre acestea se numără mai mulți colaboratori cu care desfășurăm respectivele campanii, bineînțeles scopul comun fiind acela de a proteja cetățenii și pentru a-i determina să-și ia minimele măsuri pentru a nu deveni victime și pentru a scădea riscul și vulnerabilitatea de a deveni victime ale acestor fapte. Profit de această ocazie pentru a aminti colaboratorii din cadrul campaniilor pe care le desfășurăm, colaboratorii cu care avem interesul comun de a aduce la cunoștință persoanelor măsurile preventive pe care trebuie să le adopte pentru a nu deveni victimele acestor categorii de infracțiuni. Aici reamintesc pe colegii din cadrul Inspectoratului Județean al Jandarmeriei Române, Alba, cu care avem o colaborare foarte bună, colegii specialiști din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, colegii din cadrul compartimentului de prevenire, evaluare, consiliere antidrog și în anumite campanii avem colaborări cu Inspectoratul Județean Școlar, avem colaborări cu Consiliul Județean Alba și în fiecare situație colaborăm cu instituțiile de învățământ în cadrul cărora ne desfășurăm activitățile de prevenire. Vreau să reamintesc de campania Împreună pentru Siguranța Tinerilor, unde ca scop principal al campaniei este prevenirea consumului de droguri, substanțe interzise, alcool sau toate substanțele asociate acestei categorii de substanțe interzise. Campaniile se desfășoară, este deja una din campanie cu tradiție, se desfășoară pe decursul fiecărui an în colaborare cu specialiștii CPK Alba. Alături de noi, aici mă refer Inspectorat de Poliție al Județului Alba și acești specialiști, îi avem colaboratori și pe cei de la Arhiepiscopia Alba Iulia. Și în cadrul activităților suntem însoțiți de specialiști din mai multe domenii, inclusiv colegii de la Inspectorat de Jandarmi Alba. Una dintre campaniile pe care vreau să le reamintesc este campania pe care o desfășurăm în colaborare cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Se numește Siguranță pentru Tineri. Scopul acestei campanii este conștientizarea tineretului din ziua de astăzi de pericolul la care se expun prin neglijarea mijloacelor de protecție în situația în care se poate ajunge până la a deveni victimele traficului de persoane. Aici intervenim cu mai multe cazuri specifice și, bineînțeles, cu sfaturile necesare, astfel încât să reducem riscul de victimizare. Una dintre campaniile care se desfășoară la nivel european este Pickpocket. Se referă la prevenirea furturilor din buzunare în contextul campionatului mondial de fotbal 2018. Avem și câteva spoturi informativ-preventive în care, în mod explicit, se evidențiază riscul la care se expune fiecare persoană, neglijând bagajele pe care le au, modul în care își țin portofelele, telefoanele sau lucrurile de valoare în buzunare, în buzunarele genților, în cadrul unor manifestări publice de genul concerte, genul meciuri de fotbal, de genul mijloace de transport unde este aglomerat și, bineînțeles, scopul acestei campanii este evidențierea riscurilor la care ne expunem. La
Și pentru că în concediu toată lumea vrea să se relaxeze și de ce nu să se distreze, numai că distracția unora poate însemna sfârșitul relaxării altora, dacă se depășește regulile bunului simț, iar de aici pot apărea situații conflictuale, cu urmări grave, și în acest caz campaniile de prevenire a situațiilor care contravin legii devin un element foarte important în conștientizarea cetățenilor. Noi desfășurăm o campanie amplă pe toată perioada vacanței de vară, campanie denumită În vacanță îmi fac doar amintiri frumoase, exact în ideea de a relefa faptul că ne dorim ca toți elevii în perioada vacanței și în cadrul taberelor la care vor lua parte să nu devină nici victime și din greșeală sau necunoștință de cauză chiar făptuitori al unor infracțiuni care sunt prevăzute și pedepsite de lege. Și aici mă refer la micile fapte din cadrul taberelor care se pot întâmpla între elevii prezenți, de agresiuni verbale, agresiuni fizice, plecate uneori de la o joacă până la poate chiar loviri sau alte vătămări corporale. Vrem să le atragem atenția tuturor participanților că așa cum ne păzim noi, nu poate să ne păzească nimeni și de aceea vreau să atrag atenția fiecărui copil, fiecărei persoane, tuturor cetățenilor să fie cu băgare de seamă la cei pe care, oamenii care ne înconjoară zilnic, întrucât neglijarea bunurilor personale pot duce la transformarea noastră în victime. Neglijarea portofelilor în buzunarele hainelor, neglijarea bunurilor pe care le transportăm cu bagajele care le avem asupra noastră pot face munca mai ușoară a infractorilor care se ocupă cu așa ceva. Atragem atenția astfel tuturor ca în situația prezenței lor în cadrul unor concerte, în cadrul unor manifestări publice, meciuri de fotbal, în mijloace de transport în comun unde este mai aglomerat, să fie foarte atenți la cei din jurul nostru, întrucât nu ne dorim să devenim victima acestor tipuri de infracțiuni. Să încurajăm și sfătuim pe toți cetățenii ca în situația în care chiar ei pică victimele unor infracțiuni sau au la cunoștință despre asemenea situații să se adreseze direct inspectoratelor de poliție, în special inspectoratul de poliție al județului Alba, întrucât prin lucrătorii poliției specializați în toate domeniile vor găsi rezolvare problemelor lor și bineînțeles li se va da cele mai bune sfaturi pentru a se elimina toate pericolele la care se expun. Vreau să vă zic că în situația în care avem tendința să căutăm rezolvări, răspunsuri pe internet sau la prieteni sau la alte persoane din jurul nostru, pot veni anumite sfaturi bune, dar de multe ori se întâmplă ca acele sfaturi să fie incomplete sau să nu ajute deloc la desfășurarea situației reale. În sensul în care dacă suntem victime ale unor furturi, tâlhării sau alte categorii de infracțiuni, poliția este cea măsură a rezolva și a sprijini tuturor categoriilor de oameni în aceste situații. În ședința de guvern a fost adoptată ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea legii privind statutul polițistului. Printre noile prevederi, polițistul își va putea deconta cheltuielile juridice în cazul unui proces sau dacă este cercetat disciplinar. Poate avea dreptul de a fi asistat de un avocat, dar există și alte modificări importante în legătură cu pensionarea, dar și o nouă abatere disciplinară. Aceste modificări sunt discutate în cadrul Comisiilor Dialog Social încă din toamna anului trecut. În momentul în care însă Ministerul Afacerilor Interne nu decisese încă modalitatea de a promova aceste modificări, oscilau între modificări prin lege organică sau prin ordonanță de urgență, s-a ales această modalitate de a promova aceste modificări prin ordonanță de urgență. Aceasta fiind deja intrată în vigoare, va produce efecte imediate, publicată în Monitor Oficial. Deci efectele se vor simți imediat. Au fost reevaluate prevederile referitoare la încetarea raportului de serviciu pentru a limita cazurile de ieșire timpurie la pensie. Remedierea unor probleme la pensionarea anticipată, articolul 69 litera J a fost modificat.
Practic, în momentul în care se desfințează funcția, nu mai poți să refuzi două opțiuni și apoi să accesezi pensia anticipată. O altă modificare adoptată de executiv vine în sprijinul elevilor școlilor de agenți de poliție care au fost admiși la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Elevul la o școală de agenți de poliție care ia examenul și intră la Academia de Poliție, până acum mi se imputa șederea în cadrul școlii de agenți. Acum doar se prelungește contractul cu instituția. Una dintre cele mai importante modificări cerute de foarte mult timp și de polițiști, de organizațiile sindicale, este acordarea gradului profesional odată cu trecerea în corpul ofițerilor, chiar și pentru absolvenții Academiei de Poliție la forma de învățământ frecvență redusă. Deci acordarea gradului profesional echivalent cu vechimea în cadrul instituției sau în specialitatea studiilor absolvite. Practic, la o vechime de până în 5 ani primești gradul de subinspector, între 5 și 10 inspector și peste 10 ani gradul de inspector principal. Până acum nu conta ce vechime ai, treceai în corpul ofițerilor cu un an înainte de pensionare și primeai cel mai mic grad de ofițer. S-a introdus astfel o prevedere care stabilește că în situația în care polițistul refuză de două ori funcțiile vacante oferite în conformitate cu ordinea de prioritate clar reglementată, acesta va fi numit fără acordul său într-o funcție în aceeași unitate sau într-o unitate în aceeași localitate. Un alt element de noutate este că șeful unității care are calitatea de ordonator de credite va avea competența de acordare a gradelor profesionale pentru ofițeri. Noua formă a statutului polițistului introduce o nouă faptă care constituie abatere disciplinară, refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuție de serviciu cuprinsă în fișa postului. Ridicăm aici totuși un alt semnal de alarmă, faptul că aceste fișe ale posturilor ar trebui standardizate de urgență, așa cum prevede de fapt și Ordinul Ministrului Afacerilor Interne numărul 140/2016. Practic să apară fișă cadru pe diverse linii de muncă și nu fiecare șef de serviciu sau chiar de birou să poată să modifice fișa postului după cum dorește. Totodată, prin actul normativ adoptat de guvern, a fost prevăzut dreptul polițistului cercetat disciplinar de a fi asistat la cerere de un avocat. Vreau să reamintesc că în cadrul dezbaterilor publice și comisiilor de dialog social ce au avut loc înainte de promovarea acestui proiect, noi am avut și alte propuneri de modificare care consider că erau de urgență, respectiv acordarea indemnizației de chirie la nivelul prețului pieței, nu ca în prezent fiind procent din salariu, însă acestea nici măcar nu au fost dezbătute pentru că nu au făcut parte din proiectul inițial înaintat de Ministrul Afacerilor Interne. Consider că sunt bune și vor produce efecte benefice pentru polițiști aceste modificări, însă nu sunt îndestulătoare și avem promisiune din partea reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne că vom continua dialogul social pe viitoarele modificări ale statutului, care încă sunt necesare. Noi ca organizație considerăm și nu suntem singuri care considerăm că acest statut trebuie refăcut practic de la A la Z. Momentan se peticește. Modificăm acest statut atunci când apare hotărârea unei instanțe sau chiar a Curții Constituționale, cum a fost cazul articolului 10 alineatul 5. Practic, Curtea Constituțională spune că acest articol nu e constituțional și atunci ne apucăm să-l modificăm. Noi cârpim acum. Acest statut trebuie refăcut de la zero. Pentru a reduce numărul accidentelor și implicit al deceselor în rândul motocicliștilor, poliția rutieră a venit în sprijinul iubitorilor de vehicule pe două roți pentru a învăța cum să circule corect, cum să se comporte în trafic, dar și cum să își echipeze motorul adecvat. În acest sens, Brigada Poliției Rutiere a demarat o serie de cursuri menite să diminueze sau să elimine pericolul de pe șosele, atât pentru șoferi cât și pentru ceilalți participanți la trafic sau cei care vor să își obțină permisul de categorie A. Comisarul șef Ovidiu Muntanu, șeful biroului Educație Rutieră, a ținut cursul în fața celor peste 60 de persoane interesate de acest demers. Ideea aceasta Brigada Rutieră o avea mai de mult, însă la solicitarea unei școli moto, deci unei școli care pregătește efectiv cursanți pentru obținerea categoriei A, ne-am dat seama că avem acest subiect comun și este bine să-l exploatăm la maxim. Mai ales că în ultima perioadă, în ultimii ani de zile, numărul motocicliștilor a crescut în București și era important și imperios necesar ca aceste cursuri preventive de conducere, explicațiile pe care noi le dăm mergând pe spețe clare și pe modul de abordare a conducerii preventive a motocicletei într-un trafic aglomerat cum este cel al Bucureștiului, era strict necesar. Prin acest curs noi încercăm să facem o prevenire antivictimală a motocicliștilor, a celor care vor să obțină
permisul de categorie A, precum și să venim în sprijinul celor care au obținut permisul de conducere, categoria A, pentru a conduce motociclete, dar care nu au o experiență în condus. Și acest lucru este deosebit de important. A fost al doilea curs. La primul curs am avut în jur de 30 de persoane care au venit să asiste, iar ieri am avut peste 60 de persoane. Practic numărul s-a dublat, ceea ce înseamnă că acesta este de interes pentru motocicliști, mai ales pentru motocicliștii tineri, pentru motocicliștii fără experiență, care vor să circule cu motocicleta, vor să se plimbe, vor să meargă în grup, dar pentru a face acest lucru în siguranță trebuie respectate anumite reguli și norme. Cum ar trebui să se comporte motocicliștii în trafic pentru a evita eventualele accidente? În primul rând, un motociclist, în momentul în care se află în trafic, trebuie să țină cont de anumite reguli, și anume de poziționarea acestuia în trafic, astfel încât să fie vizibil pentru absolut toate categoriile de vehicule și categoriile de participanți la trafic. Indiferent că vorbim aici de pietoni, conducători de autobuze, autoturisme, tiruri, pentru că el trebuie să aibă, să fie vizibil. Atât pentru cei care vin pe contrasens, cât și pentru cei care circulă pe aceeași direcție de deplasare. Fie că ești șofer profesionist, începător sau că intenționezi să îți iei permisul pentru motor, cei pasionați de două roți trebuie să se echipeze corespunzător. Altfel riscă amenzi usturătoare conform legii. Acesta este primul pas. Să nu uităm echipamentul, care este deosebit de important, indiferent că este căldură foarte, foarte mare, motociclistul trebuie să se protejeze. Cască, mănuși, geacă cu protecții, pantalon de protecții, ghete speciale. Pentru că, efectiv, acest echipament salvează viață. Apoi, adaptarea vitezei în funcție de condițiile meteorutiere. Una este să mergi cu o motocicletă pe ploaie, alta este să mergi cu o motocicletă pe asfalt uscat sau pe un sector de drum cu denivelări, cu criblură, chiar și pe teren accidentat. Și nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont de starea tehnică a motocicletei. O motocicletă trebuie pregătită pentru drum. Nu e o motocicletă împrumut, pe care nu o cunoști, nu știi dacă sistemul de frânare funcționează corespunzător, dacă anvelopele sunt optime pentru rulare, și atunci un motociclist trebuie să știe lucrurile astea. Toate aceste aspecte le abordăm la curs. Nu mai departe, inclusiv prezentăm și facem prezentare și din acest motiv rugăm motocicliștii întotdeauna să aibă grijă la ceea ce transportă, indiferent că este vorba de bagaj sau pasager. Toate aceste reguli trebuie ținute seama. Sunt reguli obligatorii, reguli elementare pentru siguranța motociclistului. Motociclistul nu trebuie sub nicio formă în trafic să se aventureze, să facă slalom printre mașini, să depășească pe contrasens, chiar dacă dispune de o motocicletă puternică. Pentru că doar așa putem să ne civilizăm, putem să avem un control asupra motocicletei, reducerea vitezei până la limita evitării oricărui pericol, și atunci, bineînțeles, vom fi scutiți de evenimente neplăcute. În cazul în care ați opri în trafic un motociclist care nu are echipamentul adecvat, este sancționat în vreun fel? Echipamentul adecvat, legea prevede foarte clar. Cască, mănuși și geacă. Bineînțeles că orice motociclist care nu respectă aceste norme, nu are echipamentul corespunzător, este sancționat. În plus, se lucrează deja la un poligon special amenajat pentru cei care vor să învețe și să se perfecționeze individual, astfel încât gradul de periculozitate din trafic să scadă. Luptător în cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Giurgiu și în același timp lider Prolex, Nicu Pătroi, care este și liderul clubului Blue Knights, format exclusiv din polițiști pasionați de motoare, consideră aceste cursuri de bun augur. Aceste cursuri sunt necesare pentru ridicarea nivelului de pregătire a tuturor motocicliștilor. Atunci când termină școala, atât auto cât și moto, cunoștințele sunt minimale, sunt cele elementare. Nu facem nimic altceva de a ridica nivelul de pregătire a motocicliștilor în principal și conștientizarea pericolului care pot apărea în trafic. Vom avea amenajat și un poligon pentru a putea trece
de la teorie la practică, un poligon cu jaloane, în care sperăm cel puțin o dată pe săptămână cei care vor dori, atât polițiști cât și civili, să vină și să se pregătească suplimentar. Pot să spun că ușor, ușor, prin strădaniile atâta instituțiilor statului, cât și a comunității moto, prin flyere, prin workshop-uri, nivelul de conștientizare și pregătirea atât a motocicliștilor cât și a conducătorilor auto se ridică. Bineînțeles că mai este mult de lucrat, dar încercăm și în mare parte și reușim să schimbăm mentalitatea către bine.